vă spun bun găsit din cealaltă capitală. Bună seara și bine v-am regăsit în cealaltă capitală. În această seară, invitatul meu este domnul Călin Potor, deputat din partea PSD. Bine ați venit! Să rămână, bine v-am regăsit! Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bine ați zis, regăsit, pentru că ultima dată ne-am întâlnit în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale 2016. Iată că a trecut și această perioadă și ne reîntâlnim. Ați ocupat locul 2 după ziua. Da, este un loc care până în final nu contează absolut deloc. Ceea ce este important, vrerea orașului, vrerea târgului, a cetății să se respecte. Asta a fost vrerea cetății. N-avem decât să o respectăm cu toții. V-a dezamăgit acest rezultat? Pentru că erați foarte încrezător în timpul campaniei. Nu poți să fii dezamăgit niciodată. Poți eventual să fii supărat pe tine că n-ai reușit să fii destul de clar, destul de coerent, să le spui oamenilor ce vrei să faci pentru ei și împreună cu ei. Dar altfel, dezamăgire pe propriul tău oraș, nu te poți supăra, nu poți fi dezamăgit de atitudinea lui. Asta este până în final. Ce orașul... v-a lipsit pentru a câștiga? Bine, au lipsit multe lucruri. În primul rând este, hai să fim cinstiți, legea este făcută pentru cei care au mandate în spate. Totdeauna primarul în funcție este avantajat. Primarul în funcție își face campanie în 4 ani de mandat sau în ultimii 4 ani de mandat, dacă are mai multe mandate, campania este mai mare, mai multă, mai stufoasă. Pentru că fiecare zi de activitate a lui este și o zi de campanie electorală. Este foarte greu să vină cineva, mai ales în Alba Iulia, care după de o grămadă de ani nu a mai avut alt primar, să spui, domnule, o voi face. Și toată lumea zice, da, domnule, toți promiteți, dar nu faceți. Care toți promiteți? Da, promitem că nu putem că nu ajungem primari. Dacă am ajunge primari, ați vedea și fapte. Dar asta este încă o dată. Nu trebuie să fim supărați. Nici noi în cadrul partidului n-am fost supărat, nu-i supărat nimeni. Viața merge mai departe. E, cu toate acestea, spuneți că primarul în funcție are mai mari șanse în timpul campaniei electorale sau de-a lungul timpului, dar asta ce ar însemna? Să nu mai candideze nimeni niciodată, pentru că oricum va ieși tot primarul care a fost? Șanse foarte mari sunt pentru cei care nu fac greșeli majore și cei care reușesc să comunice relativ bine cu cetățenii să-și păstreze mandatele. Asta, cum spun un fel, este incorrect. Eu tot timpul am spus două mandate. Dacă președintele României are două mandate să arate ce poate să facă, atunci haideți să avem cu toții două mandate. Toți cei aleși să avem două mandate. Bine, da. Ar fi o chestiune hipercorectă, eu zic că și primul rând corectă față de cetățenii români, față de cetățenii din Alba Iulia. Nu față de noi ca persoane care am trage nădejdea să ne pensionăm sau eventual să și murim, să plecăm de la serviciu pe catafalc după 50 de ani de la data de care ar trebui să luăm prima pensie. Bine, asta spuneți acum, dar eu mi-amintesc că în timpul campaniei erați foarte încrezător și atunci vă întreb ce credeți că ați fi putut face mai mult pentru a lua un scor mai bun, un procent mai bun din partea alegătorilor? Cu siguranță puteam să fiu mai prezent, chiar și fizic. Deși nu prea am ce să reproșez atâta timp cât 60 de zile, cu excepția zilelor în care am fost în Parlament și a zilelor în care am fost la televiziunea locală în Târgu Mureș unde am fost de fiecare dată pe stradă. Eu cred că am fost destul de mult pe stradă, am fost destul de mult între oameni. Dimineața eram de găsit pe stradă, după amiaza până seara eram de găsit pe stradă. Poate că trebuia să fiu mai mult, să fiu mai vizibil. Deși așa cum este legea acum și mie îmi convine, eu zic că este o chestie corectă, circul care îl făceam până acum, banere, afișe peste tot, a dispărut și este o chestiune până final de curățenie, de curățenia orașului, de curățenia imaginii, a ochiului. Nu este o chestie. Poate că mi-ar fi plăcut să am o echipă mai puternică lângă mine. PSD-ul este un partid care are tineri, are mai puțin tineri, are femei, are tot ceea ce își poate dori orice partid serios. Din păcate, foarte mulți au plecat și au lucrat la județ, bănuind că șansele la municipiu sunt mai mici și atunci hai să ajutăm județul. Alții din comoditate, sunt oameni care au ajuns cu sprijinul PSD-ului în funcții de conducere, administrează temir ce fabrici, făbricuțe, instituții și care
deși sunt clar colorați, sunt membri de partid, sunt acolo cu sprijin politic, au uitat că au și datorie față de candidatul lor, față de candidatul lor, a partidului lor. Deci aveți cui să faceți reproș? Nu, nu fac reproș. Asta pentru că mi-ați cerut să fiu sincer și bun, să spun dacă se putea face mult mai mult. Deci totdeauna se putea face. În general, pentru PSD Alba, a fost un rezultat? Nu neapărat. Haideți să luăm un pic ca și număr de consilieri locali. Ca și număr de consilieri județeni. Nu a fost. Deci votul politic în care PSD-ul a luat votul, că este PSD-ul, nu că este Călin Potor acolo sau Dânsu. Procentele n-au fost rele. Deci au fost procente rezon, corecte. Era firesc ca procentele în lupta între Potor și Hava să fie altele, pentru că discutam de doi oameni cu nume și prenume. Era greu să obții voturi multe în fața lui Rotar la Blaj. Era greu să obții voturi multe în fața Temircui, primar care știm cu toții, sunt vechi și nu au făcut lucruri foarte rele. Că se poate, și ei puteau să facă mai multe lucruri bune, da, de acord, tocmai de asta și candidat. Să spune că se poate mai mult, mai bine și noi ne dorim ca și candidat să fie mai bine unde? În orașele în care locuim, în primul rând. Eu ca Alba Iulian îmi doresc pentru Alba Iulian să fie în primul rând bine. După care mă gândesc la cei din capitala patriei, la Bruxelles și la Paris. Prima dată mă gândesc pentru Alba Iulian, pentru că și eu sunt Alba Iulian și eu cred că este o chestiune firească. Mă bucur să aud acest lucru. Iată că au trecut alegerile, am avut și rezultatele, închidem acest capitol. Și m-ați mai întrebat ceva. Da. Tot timpul am fost optimist și mi-am dorit. Cum poate să fie un candidat, un om care intră într-o competiție, care își plânge de milă, care pleacă cu ideea că pierde, că ia bătaie, că nu este bun? Din punctul meu de vedere și a colegilor care m-au sprijinit, am considerat și au considerat că sunt cel mai bun pentru Alba Iulia. Nu este puțin lucru. Dacă ai un partid în spate care spune că Călin e cel mai bun, du-te și te bate pentru noi și pentru oraș, eu spun că deja este o victorie, este un lucru câștigat. Eu pentru colegii mei de la PSD și pentru 18% din Alba Iulienii care au fost la vot, sunt cel mai bun. Și asta nu înseamnă puțin lucru. Pentru mine înseamnă mult, înseamnă obligația de a face mai departe pentru ei, pentru oraș, ceea ce pot să fac și o fac cu toată dragostea. Ce veți face din punct de vedere politic de acum înainte? Gândul de la primărie s-a dus. S-a dus. Este orice partid se gândește până în final să-și aplice politicile lui cu unde? În guvernarea țării. În guvernarea locală. Guvernarea locală, am depășit-o ca eveniment. Urmează momentul în care ne gândim la alegerile parlamentare, implicit la conducerea țării, la guvernul României. Eu cred că nu sunt un candidat de nebăgat în seamă din partea PSD-ului, sunt deputat cu două mandate, am oarecare experiență, nu sunt un om care am lăsat o imagine urâtă în spate, nu cred că cineva poate să-mi reproșeze mie că am furat, am omorât, nu știu ce porcărie am putut face, chiar nu le-am făcut. Dacă le făceam, sau cel puțin dacă m-aș fi gândit la ele, aveau grijă prietenii mei, aveau grijă să le pună pe tapet și acum eram pe post de prindeți, ucideți, arestați, sau prindeți, arestați, ucideți, sau din prima oară ucideți, după care prindeți și arestați. Asta este. Deci mă gândesc și cred că este o soluție. Deci vezi candida în toamnă, de pe ce loc? Da. De pe un loc eligibil, bineînțeles că dacă facem un calcul, undeva, hai să socotim, peste 25, un 25-30% PSD-ul, PSD-ul obține un senator și mai mult de un deputat. Cu un pic de șansă și muncă serioasă, putem obține noi doi deputați. Deci asta ar însemna unul din cele trei locuri. Unul din cele trei locuri, am înțeles. Rămâne de văzut în toamnă. Spuneați că veți continua să faceți lucruri bune pentru Alba Iulia, asta în perioada următoare. Atunci, să ne întoarcem puțin la lucrurile pe care le-ați făcut pentru Alba Iulia. Ați primit voturi în 2012 pentru deputat în Camera Deputaților a României. Să vedem puțin, să vorbim despre lucrurile pe care le-ați făcut pentru Alba Iulia în acești 4 ani. Și m-aș referi în principal la investitori pe care i-ați adus în Alba Iulia sau pe care ați încercat să-i aduceți aici. Deci dacă ne uităm un pic la statutul deputatului și senatorului, vedem că noi nu prea putem face un lobby direct. Nu putem sau să facem ceva țintit pe oraș. Nici nu poți să faci o lege, legea pentru Alba Iulia. Nu poți să faci așa, nu există, nu se poate.
este neconstituțională din stat. Ceea ce putem face, în schimb, putem ca prin legile pe care noi le păstorim, le facem, le modificăm, să aducem acel plus, acel bine pentru fiecare cetățean în parte, dar și pentru investitorul care vrea să vină la Alba Iulia, la Cluj, oriunde în România, nu? În București. Din acest punct de vedere, eu spun că tot ceea ce a semnat legislație medicală, sunt în Comisia de Sănătate, sunt medic, ar fi culmea să fii specialist în agricultură și în, și în alte domenii. Acest deci, este domeniul meu. Este domeniul meu, aici am expertiză, vin din sistem, chiar cunosc lucrurile. Tot ce am trecut în lege, și am trecut prin primele mele, au trecut foarte multe lege și a colegilor mei la Comisia de Sănătate, uite-te, nu a ieșit nimic care să ducă sistemul în haos, nu a ieșit nimic din mâna noastră, nicio lege care să nu poată fi aplicată, n-au ieșit lucruri care nu erau firești și normale. Am reușit să ținem echilibru între... Și există presiune, și să le recunoaște. Fiecare are interesul să poate să modifice legea în funcție de interesul lui. Vă dau exemplu. S-ar putea doctorii la un moment dat să zică, domne, nu vreți să ne pensionăm la 65 de ani, vreți să ne pensionăm la 165 de ani și să rămânem și șef de secție, și șef de clinică. Și au fost presiuni de genul ăsta și uite, a reușit încet, încet să-i liniștim, să le explicăm că nu se poate, că există și generații de oameni mai tineri care au și ei dreptul să acceadă la funcțiile de conducere în clinici universitare, în spitale, pentru că doar așa lucrurile pot să meargă pe o cale firească, normală. Și trebuie să recunoaștem cu toții, vârsta nu vine doar cu aplauze, vine și cu neputințe, chiar și cele profesionale încep să se simtă. Nu mai atâta energie, nu mai atâta forță de muncă, poate și memoria nu mai este chiar așa de bună, mintea nu mai este așa de lucidă. Sunt doar câteva exemple. Au fost și chestiuni punctuale. Faptul că am încercat, și asta este printre ultimele încercări ale noastre, să dăm terenul de sub locuințele, fostele locuințe ale CFR-ului din Teiuș, primăriei din Teiuș, nu primarului, cadou, nu șefului de gară, ci Consiliului Local și a localității Teiuș. De ce? Este singura variantă în care acei oameni care locuiesc acolo și nu mai au nicio tangență cu CFR-ul, să-și poată cumpăra și apartamentele, ca orice român care și-a cumpărat apartamentele, ca acolo să poată să facă un muzeu al CFR-ului, așa cum trebuie făcut și Consiliul Local trebuie să poată investi. Uite, din păcate, acolo n-am reușit lucruri nemaipomenite, pentru că, frumos de tot, legea ne-a fost trimisă înapoi, președintele nu a fost de acord ca teiușenii să primească. Nu-i nimica, o să încercăm mai departe. Chestiunea, deci cam așa se pun. Lucrurile cu iz local poți să le rezolvi atunci când ele apar. Și atunci poți să faci lobby. Și noi, eu am făcut lobby și l-am explicat tuturor că nu se împroprietărește un privat cu teren de la statul român, ci tot statul român, prin Consiliul Local, va fi cel care va păstori acel teren. Sunt și lucruri care, hai să spun că n-au depins neapărat de mine, da? Faci lobby. Cum să nu faci lobby să-l declar pe Avram Iancu sfânt? Pentru că este un sfânt pentru noi ardelenii și nu numai. Am încercat și acest lucru, nu s-a putut întâmpla, eternul președinte, acum poate că am eu fixațiile mele, care înțelege mai puțin că Avram Iancu, dacă era sas, probabil că acum era și mare și sfânt și cum era. Din păcate, sunt lucruri pe care le poți face sau nu le poți face, ținând cont de echipa pe care o ai. Echipa PSD-ului este o echipă mare. Deci se pot face multe lucruri. Se pot face multe lucruri și se pot face doar în echipă. Și asta o spun de totdeauna. Parlamentarul este un om dintr-o echipă, singur nu poate să facă nimic. Se poate face eventual de râs și de băcănie. Dacă se comportă aiurea, și vedeți că sunt exemple în Parlament de oameni care apar și vorbesc la orice, orice lege ne explică după ce o votă cât este de bună și benefică țării, deși el habar n-are ce e cu legea respectivă. Dar e bine, ajunge pe post, toată lumea îl cunoaște,
Dacă își mai și sărută logodnica ca să arate că nu e homosexual în direct, atunci este și mai bine. Trăiască Parlamentul. Da, le dăm seama la cine vă referiți exact. Vă spuneați de vreme, Iancu, mai devreme, v-aș întreba dacă în tot acest timp ați încercat, pentru că spuneați, se poate face lobby, se poate milita, se poate atrage atenția și se pot schimba lucruri în echipă și făcând parte din Parlamentul României, dacă ați făcut ceva pentru centenar 2018, referindu-ne la Alba Iulia. Da, da, facem lobby. Asta este clar. Nu toate lucrurile trebuie să le pui în ziar din momentul în care primești. Am primit o grămadă de dosare bine făcute legate de amplasarea monumentului, de faptul că nu mai apăreau în proiectul Guvernului României alocarea de sume și pentru monument. Am făcut lobby și fac lobby atâta timp cât prin lobby se înțelege acea acțiune prin care explici celui decident că trebuie să faci ceva pentru orașul tău, pentru România până în final, nu pentru buzunarul tău. Nu m-am dus să spun, vreau să o construiesc eu cu mâinile mele acea statuie, că sunt un nepriceput, dar pe bani orice tântălău poate să facă un monument. Nu. Chiar nu mă interesează cine îl face. De asta sunt licitații, de asta există achiziție de monumente, să spunem așa. Problema este că trebuie să le explici. Bucureștiul nu este totdeauna foarte aproape și de Alba Iulia, și de Carei, și de Arad, și de Sibiu. Este un pic mai departe. Bucureștiul este mai aproape de București. Așa, geografic, așa cum se întâmplă. Cum este privită această problemă a centenarului în Parlamentul României, această problemă de la Alba Iulia? Pentru că este o problemă și mie mi se pare că nu este tratată cu importanța de care ar fi putut fi. Ce poate să facă Parlamentul? Parlamentul poate să cheme la ordine guvernul. Cine dă bani? Guvernul. Pe baza unui buget. Bugetul acesta ca să existe pentru centenarul Unirii, trebuie ca cei din Guvernul României să-l prindă într-un proiect de buget și să fie votat în Parlament, astfel devenind o lege care trebuie să fie respectată. Nu avem la această oră, nu este nimic, nu este nicio propunere legislativă. Bugetele știm cu toții că apar mult mai târziu, în sfârșitul anului, și atunci probabil că vom regăsi sumele necesare în proiectul de buget pe care îl face guvernul. Noi ca parlamentari atunci putem, întâi în comisii și pe om în plen, să modificăm dacă ni se par că sumele nu sunt îndestulătoare, și anume sunt prinse manifestările mai puțin monumentul, să spune nu se poate, prindem și batem monument. Amendamentul nostru, dacă va trece la vot, și nu cred că nu va trece, nimeni nu poate să gândească în București, în Parlamentul României, altfel despre Alba Iulia decât cum gândim noi Alba Iulienii. Alba Iulia rămâne un simbol. Pentru unii poate doar de o zi, de 1 decembrie. Pentru noi este simbol 365 de zile pe an. Dar vă garantez că lucrurile sunt așa cum trebuie să fie. În momentul în care o să apară prevedere bugetară și proiect de lege, o să treacă fără discuție. Dar asta trebuie să pornească de la guvern. Trebuie cineva să vină să spună: avem nevoie pentru 1 decembrie de un leu. Bine, noi îl facem lege și o să cheltuim un leu. Dacă avem nevoie de 1 milion de lei sau de 100 de milioane de lei sau de 1 miliard sau de cât avem nevoie, la fel de bine îl putem pune. Sunt momente în care nu poți să spui că e sărac și că n-ai bani. Centenarul este un astfel de eveniment. Un eveniment de mare importanță. Eu mă uișam, fac o paranteză. Tot văd reclame pe media legate de Brâncuș, hai să-l cumpărăm pe Brâncuș. Mie mi se pare nenormal această chestiune. Poate simbolic, și eu trebuia să dau un leu. Era simbol, era faptul că și eu sunt atașat de valorile culturale ale românilor. Dar un guvern care spune este într-adevăr o piesă inestimabilă, România trebuie să aibă această piesă. Atunci cumpărați-o, fraților. Voi o cumpărați. Și noi românii dăm leu acela care am dat și pentru Ateneu, să-l dăm și pentru statuie. Nu este corect ca românii să-și cumpere din banii lor, atât timp cât taxe și impozite ca la noi, nu cred că sunt în multe locuri ale lumii. Și se cam plătesc. Lumea își plătește impozite, își plătește taxele, ar trebui să ajungă atunci banii și să cumpere guvernul României o statuie. Acest mod de a face, hai să spunem, achiziție, mie nu-mi place și undeva mă deranjează ca om, ca cetățean, nu altfel. Întorcându-ne la Alba Iulia, sunteți optimist și sunteți de părere că în 2018 vor veni banii de la guvern necesari pentru această sărbătoare a centenarului? Da, da, da. Că era mai bine să fie un guvern politic?
era altceva, pentru că îl chemai frumos de tot la ședința de grup, veneau membrii guvernului și discutam cu ei. Erau colegi de noștri și puteam vorbi altfel. Cu actualii guvernanți, i-am mai chemat, într-o vreme îi chemam la ședințele, este o practică de a-i chema la ședințele de grup și de a le pune întrebări. N-are rost să bombardez cu scrisori, n-are rost să bombardez cu tot felul de mesaje scrise, cât timp îi poți găsi acolo. Din păcate, după vreo două luni de zile, trei, ne-am dat seama că degeaba îi chemăm. Nu că nu și-au făcut temele, că temele însemna să le dai, se anunț cu o săptămână, două înainte ce îi întrebi și ei veneau și îți citeau răspunsurile. Nu, să ne răspunzi la chestiuni punctuale aduse de parlamentari, de colegi de-ai mei, de mine, de altfel din teritoriu, pe chestiuni concrete. Ce se întâmplă cu grupa de muncă, că ăștia nu și-au primit bani, că nu știu ce s-a întâmplat acolo. Avem nevoie de un răspuns. Nu știu, notez, vă trimit răspuns, pe care oricum nu-l primim niciodată. Cam așa merg lucrurile. Cam așa merg lucrurile. De aceea zic, este obligatoriu pentru România lui 2016 să aibă un guvern politic. Un guvern care răspunde politic. În fața cui răspunde un guvern de tehnocrați? Față de cine are legământ până în final? Această discuție ar fi una foarte lungă, pentru că dacă e să ne uităm și în trecut, am avut și guvern politic și nu știu dacă lucrurile se rezolvau mult mai repede, nu știu dacă legile treceau altfel sau dacă... Nu, nu putem să comparăm. Haideți să vedem puțin guvernul Ponta. Acum să nu credeți că fac politică, că și eu cam asa asta roșu. Așa. Da. Lucrurile mergeau. Uitați-vă un pic. Tot ceea ce guvernul Boc a luat, salarii, pensii, sunt lucruri care s-au întors. Spitalele închise s-au redeschis. Lucrurile au început să meargă. Speranța românilor era alta. Omul de pe stradă simțea altfel. Simțea că are speranță, simțea că lucrurile merg înspre mai bine. Acum nu știi. Semnalele care vin de la guvernanță sunt absolut contradictorii. Nu știi. Avem bani de salarii și de pensii în buget sau nu-i avem? Trebuie să luăm bani împrumut? Nu trebuie să luăm bani împrumut. Avem investiții? Vă spun eu, nimic, zero. Subvențiile? Suntem în luna august. Întrebați fermierii de câtă vreme nu și-au primit subvențiile. Degeaba îi dai în septembrie banii de subvenție când omul ăsta n-a reușit să-și rezolve mâncarea pentru voi. Pentru ei este un lucru foarte important. Sunt mulți oameni care au zis, domne, le tăiem, le vindem și salut, să crească cioloșoi. Că noi nu putem. Deci subvenția, ori o dai la timp, și încep să ai, ori o dai de o dai degeaba. Pe oameni e terminat, nu poți să iei bani din bancă să plătești salarii. Când tu știi că trebuie să primești niște bani. Sunt bani pe proiecte europene. Și nu pe proiectele europene în care toată țara a pregătit cosmeticiene, frizeri și te miri ce meserii, că toți avem aceeași milioane de frizeri în România. Bani care n-au până final n-au ajuns decât în câteva buzunare și nu s-a întâmplat nimic altfel cu ei. Dar uite-te, sunt o grămadă de bani europeni pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Te uiți pe domeniul lor de aplicare și nu găsești ce? Porțelan și sticlă. Pe mine că Alba Iulia mă doare, pentru că la Alba Iulia se face porțelan. Ce ar însemna pentru firmele de porțelan din Alba Iulia, cât au mai rămas, să poată să ia bani europeni, să aducă tehnologie mai nouă, să mai angajeze oameni, să construiască hale, pentru că porțelanul se pare că încă mai merge. E normal? Nu e normal. Chiar nu trebuie să te întrebe nimeni. Pot să dai un telefon acum la minister, să dau un telefon să zic, nenea ministru, vezi că n-ai pus porțelanul și la Alba Iulia, mâine vin și mă ridică mascații. Credeți că s-ar întâmpla asta? Nu știi. Începi să te gândești că nu știi. Nu știi ce să faci. Până în final, un lobby normal pentru orașul tău ajungi să te sperii că... Și pentru asta, credeți-mă că nu o să vină firme de porțelan cu câte o vază de porțelan în fața casei lui Potos, să-i dea, bă, ți-am luat o vază, că uite, ai vorbit pentru noi. De astea sunt chestiuni care trebuie până în final să le și simți. Să fii trăit în România și să ai picioarele în pământ din România, păi bine, dacă vrei să le înțelegi. Aceasta este situația, dar cum funcționează lucrurile? Cum vor funcționa de acum înainte? Pentru că ceva trebuie să da. Se întâmple. Și... Este o singură ieșire din toată această poveste. Alegeri, PSD-ul câștigă, guvern al PSD-ului și am uitat de... Asta a spus și în timpul alegerilor locale. Da. La fel ați spus. Am și... să nu comparăm localele în care toată lumea știa cât de greu este să faci ceva în Alba Iulia și să nu comparăm cele parlamentare.
Să nu compară rezultatul lui Potor în cadrul SL-ului 36% sau cât am avut, da, dar mai devreme cu 53% la parlamentare. Mai devreme spuneați că oricum este greu să faci ceva pentru Alba Iulia și reprezentând Alba Iulia în București, pentru că Bucureștiul e foarte departe de Alba Iulia. Și atunci era o metaforă în sensul că este greu să faci ceva, hai să spun, bucureștenii sunt și poate, nu poate, sigur sunt mai altfel decât noi. Au alte raportări la viața de zi cu zi, pentru ei ce au în dulapul și hainele de pe ei, tot o mașină, plecat în mașină, un apartament cât e de amărât, fără aer condiționat, nu contează apartamentul, noi în schimb ardelenii, cărămizi, betoane, case, curți, să fie totul frumos și bine. Deci aici, asta la nivel de persoană, de om. La nivel economic, lucrurile între ei stau altfel, se cunosc. Până în final în minister sunt tot București, foarte rar sunt cei care au venit din provincie și rămân ca înalți funcționari. Marea majoritate a oamenilor care lucrează în ministere sunt bucureșteni. Se cunosc între ei, lucrează între ei, află lucruri. Ei de multe ori se raportează chiar și gândind un proiect, se raportează la gândul București este România. Când într-adevăr pentru ei Bucureștiul reprezintă România. Și Alba Iulia ce reprezintă? Și Alba Iulia reprezintă Alba Iulia și este undeva la marginea Imperiului. Nu numai Alba Iulia. Și Sibiu, și Clujul, toate orașele de provincie, nu sunt Bucureștiul. Deci bucureștenii oricum așa gândesc. Și poate și o primărie, mută capitala în Ardeal. Ar fi o variantă. Ar fi o variantă. Sau ce puțin două mandate de președinte, Alba Iulia, după care Iași, după care eu știu de Constanța. N-ar fi o nenorocire. Bine, acum glumesc. Lucrurile, într-adevăr, trebuie să se schimbă din acest punct de vedere și un guvern politic poate să fie tras de mânecă și adus mai aproape de nevoile și orașelor de provincie decât un guvern care nu răspunde la nimeni. De ce vă doriți încă un mandat în Parlamentul României dacă simțiți că lucrurile funcționează atât de greu acolo și că nu se doresc a se face lucruri pentru Alba Iulia, pentru județul Alba? Dar nimeni nu spune că nu se facă. Nu pot spune că nu s-au cu legile, au fost aceleași pentru toți. N-am avut o lege care să ne interzică nouă la Alba Iulia să facem ceva. Eu spun că este bine să folosești oamenii care au un pic de experiență într-un domeniu care pot încă să o mai ducă. Sunt la vârsta în care pot să o mai duc. Consider că pot să o mai duc. Am deja 8 ani de București. M-au făcut să văd lucrurile altfel, să fiu mai adaptat un pic la viața de acolo, la cerințele Bucureștiului, am început să mai cunosc oameni și din ministere și din loc, din agenții, oameni cu care pot să discuți absolut normal, firesc, lucruri generale, dar undeva să li strecori în mintea lui și faptul că, băi, la Alba, uite, așa merg lucrurile, nu merg ca la. Discutăm altceva de încălzirea centrală, de încălzirea pe tipul iernii în Alba Iulia, care este un oraș în care cred că toată lumea are centrală termică, și altceva, cei care au centrale de cartier se și tratează problema. Și atunci e important să spui, domnule, stați puțin că mai există și ăștia. Stați un pic că la Alba Iulia lucrurile puțin în altfel. În Alba Iulia sunt curți în care oamenii își mai pun și o roșie, un castravete. Nu poți să dai o lege în care să spui în curte n-ai voie să pui decât păpădie și trandafiri galbeni. Bine, astea sunt legi. Deci eu vreau cumva încercăm cu toții și noi grupul de ardeleni, totdeauna am încercat. Apropo de legi, ca și reprezentant în Parlamentul României, poți să inițiezi legi. Avem un top 5 legi pe care le-ați inițiat dumneavoastră de când sunteți în Parlament? Vă spun că nu sunt un mare fan a inițierii de legi. De ce? Uitați-vă un pic, legile, în general, când faci o lege, sau într-adevăr este o chestiune fundamentală și atunci o face o echipă întreagă, pentru că nu poți face o lege atât de importantă pentru România, pe care ai gândit-o tu singur. Nu cred că s-a nimerit acel mare gânditor care poate să facă o lege care să dea peste cap în bine, vreau să spun, mersul României. Și atunci sunt lucruri pe care le vine cu ideea, sau ideea este la grup, o discutăm pentru că ideile așa vin. Povestim la grup cu cafea în față și povestim. Ce ai face în condiția asta? Și atunci cineva începe și pune pe un angajat al grupului să
să înceapă să pune pe hârtie. Noi cu toții din teritoriu venim și aducem informații. Este bine, este rău, cum ar trebui făcut. Și atunci apărem la coautori. De aceea coautorii la câte o lege vedeți, că sunt 30, 40, 50 de oameni. 12 oameni pentru cei care vor să fie mai în familie. Și eu spun că este o chestiune firească. Nu are rost să faci legi doar de dragul de a face legi, de a fi trântită de colegi, pentru că le faci doar ca să ai la număr, și eu nu mai vreau să fac nimic la număr. Partea de cantitate pe mine totdeauna m-a deranjat. Niciodată nu mă pot raporta și n-am vrut să mă raportez sau să raportez pe cea la cantitate. Cantitatea nu este o chestiune de raportat. Bine, dar vorbeam mai devreme că sunt, ați spus și noastră, sunt legi care nu funcționează bine în România. Și cea mai mare parte din ele, uitați un pic, eu spun că România nu lege este problema, ci aplicare, respectare. Avem lege europeană, armonizările cu legile europene sunt făcute aproape în totalitate. Foarte puțină lege avem care să nu corespundă lui 2016 și să fie o lege aiure. Legea avem, chestiunea este, nu le aplicăm, căutăm întotdeauna portițe, că ăștia suntem noi românii. Cum putem să păcălim legea? Cum putem să facem un dribling ca la fotbal între paginile de lege? Aici este treaba. Lege, nu pot să spun că avem lege proastă. Din contră, eu spun că avem lege bună, ok. Ceea ce schimb, eu i-aș cere unui parlamentar, i-aș cere ca în momentele esențiale, atunci când se votează lucruri esențiale, și anume, moțiuni, cade sau nu cade un guvern, când se votează chiar și numiri, atunci trebuie să fie acolo. Atunci trebuie să fie acolo. Este esențial să duci cu tine voturile pe care le-ai primit de acasă și ținând cont de partidul din care faci parte de grup, să te duci cu un vot. Altfel... Până la urmă trebuie să reprezinți o masă de oameni care te-au votat. Bineînțeles, și trebuie să reprezinți... Și de asta ești... Eu vă mai spun, știți când am plecat... Din PD-ul. Am plecat exact în acel moment când stăteau salariile. Și eu trebuia să votez tăierea de salarii. Deși în fața sediului PDL de atunci, eu am ieșit, am fost singurul care am ieșit în fața manifestanților și care mi-au cerut, uitați-vă în ochii noștri și nu votați. Le-am spus un singur lucru. Voi vota în așa fel încât, uitându-mă în oglindă dimineața, să nu fie rușine de ceea ce văd. Aia a fost momentul și declicul, da, acela a fost declicul care m-a hotărât că nu pot să fac parte dintr-o anumită echipă și că nu regăseam locul acolo. Așa este. Deci sunt chestiune bagă. Și eu spun că din acel punct de vedere nu am greșit față de electoratul meu. Chiar dacă a deranjat partidul din care făceam parte, chiar dacă și mie o perioadă destul de lungă de timp mi-a bulversat un pic viața și existența, dar asta este. Cu siguranță nu este nici ușor să treci de la o formațiune politică la alta. E o perioadă de schimbare, de acomodare, dar totuși ați trecut de la... Ați fost și în PDL și în PNL, acum în PSD și v-aș întreba unde era mai bine din punct de vedere doctrinar, colegial și din punct de vedere al rezultatelor politice dintre aceste partide, în PDL, în PNL sau în PSD? Întotdeauna la stânga. Eu sunt structurat ca om de stânga. Așa a fost întotdeauna. Când m-am dus la PD-ul, PD-ul era partid de stânga. Să nu uităm. Peste noapte, Frunză Verde, care este un om care chiar gândește, și-a dat seama că pe stânga nu putea să existe PD-ul lângă un PSD mare și tare. Și peste noapte, PD-ul a devenit partid de dreapta. Să ne reamintim. Deci eu am rămas și sunt un om de stânga. Toată lumea știe lucrul ăsta. Am văzut așa, poate că și meseria, nu știu. Deci undeva, pentru mine, stânga rămâne opțiunea principală. Că am plecat la liberal, poate că atunci a fost singura dată când am judecat hormonal, am fost... De ce ați făcut acest? Mai puțin cerebral. Mi se părea că este o trupă mai organizată, mai ordonată și era trupa cu care, și de asta spun că am fost hormonal, cu care puteam să dau mai tare în PD-ul în Alba Iulia. Mi se părea că este soluția cea mai puternică, cea mai adevărată, mai cinstită, prin care eu puteam să dau un PD-ul. Să fiu un gică contra vis-a-vis de PD-ul din Alba. N-a fost să fie așa. Vă dați seama,
după alegeri, când îmi dau seama că echipa mea se pupă pe buze cu cine? Cu PD-ul, fac împreună Consiliul Local, fac împreună Consiliul Județean. Și ați plecat, ați ajuns la PSD. Și am ajuns acolo. De fapt, eu zic că n-am plecat, că eu am fost în USL. Și ruptura cu PNL a fost în momentul în care eu am sprijinit guvernul Ponta. Am votat la moțiune guvernul Ponta. Pentru că, pe cuvânt de onoare vă spun, dacă ar fi fost vorba și oricând să candideze Crin Antonescu, eu i-am promis și mi-am promis mie în primul rând și oamenilor că eu voi vota pe Ponta drept premier al României și pe Crin Antonescu drept președinte. Asta era esența USL-ului. Și eu am rămas credincios acelor vorbe. Mie mi-a plăcut ce a făcut în USL-ul. În schimb, am fost total dezamăgit să văd că liberalii pleacă și cei din Alba au fost primii promotorii acestei mișcări, s-au dus frumos de tot, s-au îmbrățișat după alegeri, a doua zi după ce am știut rezultatele de la locale și au făcut împreună cu PD-ul Consiliul Local și Consiliul Județean. Puteam eu să mă întorc cu liberalii de mână împreună și să spun PD-ului, păi fraților, m-am întors, acum suntem iară frați, prieteni. Nu. Nu, nu mă mai lega nimic de oamenii aia, de echipa aia, de partidul ăla. Gata. Atunci când închideți o ușă, nu mai reveniți. Despre asta e vorba? Da, da. Mai ales când închizi o ușă, nu totdeauna elegant. Sau, hai să zic că ușa se închide de pe folosind ambele clanțe. Și a ta și cealaltă. Nu este o chestiune neapărat că doar tu ești cel care folosește. Totuși, regretați. Nu e ușor, așa cum am spus mai devreme, și poate nu e nici comod și aduce și, eu știu, probleme din partea alegătorilor, pentru că oamenii își mai pierd încrederea. Știți foarte bine că se tot discută despre plecarea dintr-un partid într-altul al oamenilor politici și nu se vorbește de bine despre asta. Și atunci vă întreb dacă regretați faptul că ați trecut pe la, iată, mai multe partide. Nu regret nimic. Vă poate sau poate a simți că vă costă în vreun fel sau altul. Până în final costurile sunt prea mici față de ceea ce înseamnă credința ta, felul tău de a fi. Eu cred că în primul rând nu mi-am trădat conștiința și nu mi-am trădat alegătorii. Nu cred că niciun alegător al PD-ului poate să fie de acord cu tăieri de salarii. Nu pot să cred. Deci chestiunile n-au fost chestiuni că m-am supărat că nu s-a uitat cineva bine la mine. Să nu credeți că în vreun partid, indiferent cum se numește el, curge numai miere și lapte. Toată lumea se dă la o parte și te roagă pe tine, nu vrei să te duci deputat, nu vrei tu să fii vicepreședinte, nu? Hai că te ajutăm cu toții. Nu, toată lumea vrea să ajungă. Există o luptă într-un partid. Cât timp ea se desfășoară după regulă, cu sportivitate și cu într-o anumită normalitate, este ok, este bine, este benefică pentru partid. Când lucrurile merg șchiopătând, nu este bine. Șchiopătări de genul ăsta se întâmplă în toate partidele. Deci să nu creadă cineva că este ușor aici sau greu dincolo. Nu. Treaba este unde îți găsești echipă, unde îți găsești echipă însemnând oameni care au încredere în tine, în care tu ai încredere și cu care îți propui să muți munți. Că îi muți mai mult, mai puțin, mai departe, mai aproape. Important e să ții obiective totdeauna curajoase, să vezi destul de departe și să te bați pentru obiectivele tale. Eu spun că nu regret ce am făcut. Nu regret. Chiar dacă am pierdut, hai să spunem, puțină lume știe că în perioada când am plecat de la PD, șeful PD-ului de atunci și de acum a spus clar, cine este cu el este dușmanul meu. Nu este ușor, oameni pe care ai cununat, oameni cu care te vedeai seară de seară, cu care ieșai la cafea, să-ți întoarcă spatele, să zâmbească, să nu mai știe unde locuiești, să nu mai îți dea un telefon, să nu mai răspunde la un telefon. La început, hai să zic că m-a deranjat vreo două săptămâni, trei, după care mi-am dat seama că asta este. Nu m-a mai deranjat și a mers înainte. Poate lucrurile care nu te omoară te întăresc. Asta este din punctul meu de vedere. Okay. Cine v-a întors spatele? Toți, hai să fim cinstiți, ani de zile am fost în PD, un an de zile îți faci prieteni, îți faci rude, îi mai și cununi. Sunt oameni care, dacă la început mi-aveau clar să zic, bă, eu tot vin și te caut, că doar vorba aia. După care n-au mai venit.
Dar, încă o dată, dacă lor le este mai bine așa, n-am decât să spun bravo, m-ați făcut bine, bine că vă este vouă bine, eu mă bucur pentru binele vostru. Chiar nu, cum să spun, nu simt nevoia de a-mi umple casa, vorbim iară de cantitate. Eu am totdeauna avut prieteni și am prieteni de calitate, oameni cu care mă întâlnesc cu plăcere. Și aveți prieteni care au rămas alături de dumneavoastră, indiferent de partidul politic? Da, am prieteni care nu fac politică și pe care nici nu am tupeu să-i rog să facă politică, pentru că știu că nu vor să facă. Așa cum spunea și noastră mai devreme, fiecare partid sau fiecare formațiune politică e ca o familie, așa spuneți, o echipă, o familie. Probabil și toate aceste, eu știu, dezamăgiri, prietenii pierdute, cum le-a spus dumneavoastră, sunt tocmai pentru că v-ați rupt de o familie și ați plecat la altă familie, la alt partid. Vă dau alt exemplu. M-am însurat în aceeași zi din an cu Ion Dumitrăl, nu cu el. Eu cu nevasta mea, el cu nevasta mea. Așa. Anul ăsta a fost cel mai rapid decât mine, mi-a dat telefon să mă felicit. Ne sunăm de zilele noastre, unde ne întâlnim, ne întindem mâinile, vorbim ca oameni normali și dacă este nevoie de ajutorul Călin Potor pe o chestiune a Consiliului Județean, mă cheamă, mă duc. Și m-a chemat nouă dată. De ce el poate să păstreze sau să aibă acel dram de minte, deși nu este ardelean, dar din punctul meu de vedere judec aici ardelenește și se comportă cum ne comportăm noi ardelenii, de ce poate să aibă acel dram de minte pe care alții nu l-au? Nu știu. Vă dau tot un exemplu. Și este exemplu. E, din punctul meu de vedere, pot și știți bine, i-am cerut demisia, nu odată, cu halta de gunoi. Aia este politică, este administrație. Dar relația între doi oameni poate să fie o relație ok, rezon. Măcar dintr-un punct de vedere. Faptul că și el este ales de cetățeni, ca și președinte de Consiliu, sau era ales direct până acum, nu multă vreme, și eu eram deputat ales tot de către cetățenii județului Alb. Poate din acest punct de vedere avem obligația cu toții să ne respectăm. Pot să nu respect un coleg deputat că este la PPDD sau în altă parte? Pot să nu vorbesc cu deputatul Simedru? Pot să nu vorbesc cu senatorul Atanasiu? Nu pot să nu vorbesc. La un moment dat, suntem cu toții, avem un interes comun și interesul comun se numește Alba, județul nostru, sau Alba Iulia, orașul nostru. Poți atunci să zici, nu, sunt supărat că odată nu știu ce mi-a zis, sau odată nu știu ce v-a zis eu vouă. Nu, merge mai departe. Dar asta, știți cum, ține foarte mult și de educație, și de școală primită, și de... Multe. Da, hai să nu mai intrăm în astfel de detalii, pentru că am avut atât de multe în campanie electorală încât nu vreau să mai vorbim, să mai facem referire la nicio persoană. Frumoasă chestiune. Aș vrea să spuneți că interesul comun este Alba Iulia, județul Alba. Vor fi alegeri parlamentare în toamna acestui an. Vă doriți din nou un loc în Parlamentul României. Ce credeți că puteți face în următorii 4 ani pentru Alba Iulia și nu ați făcut în anii ce au trecut? Pentru că spuneați mai devreme, mai mult decât să militezi pentru un bine al județului, nu prea se poate. Așa este. Executivul este cel care are frâiele și poate să facă. Bun, cum veți milita? Cum veți face lobby în următorii 4 ani? Lobby îl faci pe mai departe existând și spun tuturor că ești din Alba Iulia, județul Alba. Am fost la Bruxelles, era o sărbătoare a românilor din Bruxelles, n-am știut, am aflat acolo, românii la Bruxelles sunt a treia comunitate, ca număr, după belgeni. Faptul că spui, sunt din Alba Iulia, sunt medic, sunt parlamentar, faptul că vorbești limba lor. Asta spune ceva. Spune că există o localitate, Alba Iulia, județul Alba, în România. O promovezi. Același lucru faci și în țară, vorbind. Noi ne întâlnim cu multă lume.
Și multă lume spune, doamne, dar ce Alba Iulia? Foarte mulți cei care fac bani din economie nu știu neapărat că Alba Iulia ce este. Alba Iulia, din punctul ăsta de vedere, este mai puțin atrăgătoare și cunoscută. Deci e nevoie de investitori. Da. E nevoie de investitori. Eu pot să fac un singur, nu pot să-i spun, domne, hai la Alba, pentru că la Alba Iulia primăria o să-ți dea teren ieftin, o să te impoziteze la început mai cu milă și mai cu grijă, o să-ți facă dea facilități dacă angajezi nu știu câți oameni. Dacă și pregătești tu la fabrica ta ca să înveți meserie, iar îți face niște avantaje. Eu nu pot să fac asta pentru că nu sunt acolo la primărie. Dar în schimb pot să-i spun, Alba Iulia, eu dacă aș avea banii tăi, aș face o afacere în Alba. Dar de ce să fac mai în Alba? În primul rând că oamenii sunt harnici, oamenii serioși. Ai auzit și tu de ardeleni serioși, la Alba cei mai serioși dintre ardeleni. La Alba nu se ia taxă de protecție, la Alba nu este violență pe stradă, la Alba spitalul merge ok, chiar dacă eu în ziar câteodată mai dau și mai muștrulez pe ăștia de pe la spital. Dar eu le spun la toți, haideți la Alba Iulia, haideți în județul Alba, pentru că aici se poate face treaba. Și vin? Nu vin. Câți vin? Acum, cât depinde de mine, eu îmi fac treaba și mă voi face întotdeauna. Dar încă o dată spun, de asta am militat pentru schimbare la nivel de municipiu, exact pentru această paradigmă. Alba Iulia are istorie, Alba Iulia are față, Alba Iulia are ce vrei. În schimb, n-are motor, n-are sursa de bani. Și asta trebuie făcut. Și mi-aș dori, cinstit vă spun, mi-aș dori ca edilul de astăzi să se trezească, să învețe că trebuie să muncească pentru Alba Iulieni. Degeaba ne pleau să ne plece toți copiii. Am eu deja, băiatul e plecat. E bine angajat în Cluj, fata și-a terminat facultatea, nu văd rămas în Alba. Toți de generația lor pleacă. O să fim orașul pe care eu l-am cunoscut de 25.000 de oameni când mă duceam pe jos, pe Moților, la Horea Cloșca și Crișan la liceu. Și ne salutam cu toții. Da. Spuneați mai devreme că sunteți atât de mulțumit de ce se întâmplă în Alba Iulia și vorbiți frumos despre acest oraș, dar iată că aveți atât de multe dezamăgiri și spuneți că nu are motor și că actualul edil nu muncește pentru Alba Iulia. Da, asta nu pot să nu o văd. Ce nu funcționează bine? Știți cum e? Dragostea merge foarte bine la, în sport. Așa. Eu Steaua la bătaie, eu tot cu Steaua o să țin, indiferent că joacă bine, joacă rău. Mă deranjează că e Becali patronul ei, dar trec și peste asta. Asta este sport. Nu-mi dă să mănânc. Nu-mi pune nimic în farfurie. În schimb, nu pot să nu văd că Alba Iulia nu arată rău. Alba Iulia arată bine. Pentru mine arată și mai bine. Și dacă arăta mai rău, tot bine ar fi arătat. Pentru că sunt Alba Iulian și pe mine mă leagă. Alba Iulia este legată de sufletul meu, piatră de piatră. Am bătut orașul ăsta pe jos, îl știu. Dar arată bine, pot. A primit atât de multe premii, ați văzut că de se acord, vorbește pe da, statul în lumea despre asta. Eu v-aș invita o dată să veniți cu mine și prin marginile orașului și prin Ampoi, să veniți și prin alte zone de locuință care arată, nu arată bine. Bine, lucrurile se iau treptat, dacă este de acord, da, de asta, dacă ați văzut, nici n-am făcut în campanie, n-am făcut tam-tam, de 10 străzi neasfaltate, de... Bine, n-ai cum să începi cu periferia și să ajungi în centrul orașului. Ba da, s-a mai început și cu periferia, depinde cine a stat acolo pe stradă. Deci s-a mai început și cu periferia, așa că lucrurile sunt trecute. Da, revenim la un subiect mai vechi. Treaba este, într-adevăr, nu avem viață economică. Nu avem. M-am dus, am fost la o fabrică de porțelan mare din Alba, cea mai mare, nu-i dăm numele, la zilele porților deschise. Sunt prieten cu patronul italian și mi-a zis, păi, Căline, uite, femeile noastre vin la serviciu și nu au trotuar. Într-adevăr, stradă la un moment dat să termină, nu are trotuar. Și acolo sunt angajați o grămadă, mai angajați încă 300-400 pentru o hală nouă, fără nicio contribuție a municipalității. Deci este faptul că ei există acolo și le merge afacerea să dezvoltă. Și atunci pun eu o întrebare. Oare n-ar trebui autobuzele care merg la gară să intre toate pe la porțelanul? Să fie stație de autobuz frumos aranjat acolo? Oare nu, dacă le dai această facilitate? Bine, s-a făcut o solicitare în acest sens și... S-au făcut sute de solicitări în acest sens. Și n-au primit niciun răspuns? Da. Răspunsul este clar, nu au. De ce vin oamenii aceia pe jos? Fără trotuar. La un moment dat trotuarul se oprește și merg pe drum. Deci eu asta vreau să spun, dacă nu-ți sprijini pe ei tăi și mai ales pe cei care pot, nu o șmecherașii care iau banii de material de izolație pentru un bloc și dispar.
fără să mai facă izolația blocului. Nu șmecherași de genul ăsta. Dar firme care pot să angajeze, firme care pot duce orașul la mai bine. Să vină. De ce la Alba nu vin? Alba n-are loc să mai primească. Uitați-mă spațiile goale de la fosta fabrică de covoare. Oare chiar suntem așa de săraci? Noi, ca oraș, să nu putem cumpăra, să răscumpărăm acea coajă de beton și să o punem la dispoziție celor interesați pe post de incubator de afaceri? Poate sunt mai multe probleme pentru care acești investitori nu vin în Alba Iulia. Nu neapărat că municipalitatea a pus așa o graniță, cei care conduc acest oraș au pus un gard și pe aici nu se trece. Nu cred că e vorba despre asta. Toată lumea își dorește investitori în Alba Iulia, nu? Treaba este că nu poți să-i aștepți. Degeaba stai în birou sau plecat din țară. Poate-s rău acum. Dacă nu ești zilnic de găsit în primărie, și nu doar să fii găsit în primărie, să te duci tu să începi să-i cauți. Trebuie aduși. Sebeșu, bine, a avut norocul că de la CPL-ul ăla nenorocit, încet, încet a reușit să adune, să coaguleze lângă el industria lemnului prelucrătoare. Și-au mers lucrurile acolo, dar... Deși sunt convins că și acolo lucrurile... Eu țin minte că, și tot asta am spus-o, că impozitele lor sunt mai mici pentru cei care produc în Sebeș decât sunt la Alba. Credeți că e o nenorocire să mai reducem un pic impozitele, să nu mai le luăm aerul celor care ar veni în Alba să facă treabă? Probabil dacă ar exista un buget mai mare și mai mulți bani care ar veni de la guvern spre Alba Iulia, și bugetul orașului nostru ar fi altfel și ar putea fi... Aici fiecare se dezvoltă, nu pe ce primește de la guvern. Alba Iulia, dacă stai să te uiți, fără să știi cifre de buget, și vezi toată sâmbătă artificii, salve de tunuri, uniforme, turism, Alba merge foarte bine. Este un oraș care se dezvoltă și arată foarte bine. Din turism câștigă o grămadă de bani, merge totul minunat. Din turism, din păcate, nu câștigă Albelea, câștigă doi sau trei domni și doamne și care ce au facem? Ceva pe nu acolo. Nu mai facem astfel de evenimente, stopăm totul? Nu, dar nimeni nu spune să le stopezi. Nimeni nu spune să stopezi. Adu în spate și bănuții. E atâta timp cât doar cheltuiești, la un moment dat, nu, și nu pui nimeni la loc. Părerea mea că undeva lucrurile se rup. Deci am reușit să clădim acea imagine care arată bine, care aduce turiști și ar putea aduce. Și care trebuie întreținută. În schimb, ce nu se face mai departe, hai să facem din Alba Iulia un brand turistic. Alba Iulia singură nu reușește să fie un brand turistic. Alba Iulia va fi un oraș de tranzit, în care vin dimineața, stau până la ora 6 după amiază, după care plec. Să și vede. Nici cazările nu sunt locuri de cazare găsește în Alba. Ceea ce spune ceva față de alte localități unde după ora 20... Au fost weekenduri în care nu era niciun eveniment în Alba Iulia și nu mai găseai niciun loc de cazare în oraș. Eu mă uit după INS-ul și acolo totdeauna, când ne uităm un pic la turism, în regiune suntem pe ultimele locuri, ne comparăm cu Covasna și Arghita. Dar nu asta vreau să spun. Turismul nu este românul încă pregătit să cheltuiască pe turism național atâția bani cât să aducă bunăstare doar turism. Deci Alba Iulia nu poate trăi din turism. Și atunci mai bine aducem turiști străini aici la noi, nu? Putem să aducem turiști străini. Vă spun o chestiune. Dacă în Alba Iulia a reușit să facă primăria sau cine vrea, să facă 4-5 stabilimente pentru pensionari belgeni. Dau un exemplu. De ce belgeni? Că sunt pensionari mai sărăcuți. Pe 1.000-1.200 de euro pe lună cât dau ei să stea în Belgia, într-un așezământ, unde își petrec bătrânețea, cu banii în România, în Alba Iulia, ar trăi foarte, foarte bine. Și orașul ar trăi foarte bine lângă ei. Este un lucru pe care belgenii l-au spus când ne-am întâlnit cu ei acolo. De ce nu încercați stilul ăsta de turism? Nu în Alba Iulia. Aveți pensiuni care, mai ales pe Valea Rieșului, pe Valea Ampoiului, pe ce vale vreți, în care lumea nu prea vine. Acum... Poate n-ar fi rău să gândiți și ai așa turism. De ce nu luăm... Și o simt nevoia profesioniștilor. Aici nu poate doctorul Călin Potor și nici un inginer sau un profesor să facă turism. Părerea mea că ai nevoie de profesioniști. De ce nu poate Alba Iulia să angajeze un profesionist în turism? Bruxelles a avut o echipă de profesioniști care au studiat ce înseamnă turism. Și în Bruxelles se câștigă din turism.
Eu zic că lucrurile încep să funcționeze și că se poartă discuții în acest sens, asta din câte cunosc eu. Acum, bineînțeles, o să discutăm cu reprezentanții primăriei la momentul potrivit și despre aceste probleme. Cu siguranță există, dar în același timp trebuie să recunoaștem, tocmai pentru că suntem în Ridea Alba Iulia și pentru că se întâmplă lucruri aici, că se întâmplă. Acum că mai există probleme, nu cred că este oraș în România, pentru că Deci, România gata, are o ați văzut, problemă eu nu am generală spus nimic până când am care să decetat. fie. Spun doar, nu putem trăi încă de pe turism făcut așa în România. Se încearcă, se testează lucrurile, Motivele asta e sunt bine. motive, eu spun, obiective. Într-adevăr, românii nu au bani să-și plătească, să facă turism cheltuind Sibiu o grămadă credeți că de bani. trăiește de pe Nu, turism? Plujul nu, credeți că trăiește nu, de pe turism? nu. Și Timișoara trăiește de atunci, pe și turism? atunci, de ce să nu căutăm o sursă permanentă care poate să aducă bunăstare în oraș? Eu asta spun. Să aducă locuri de muncă în oraș. Asta trebuie să facem. Eu nu întâmplător am spus și în campanie, haideți mă fraților, începe iară un om an școlar. Câte clase de profesionale sunt? Iară uităm și se întâmplă un alt aspect. Acum 10 ani găseai maestri, îndrumători, instructori în toate meseriile. În 10 ani s-au pensionat mulți, au murit mulți din meseria și buni. Acum să te duci în Alba să găsești un strungar devine o Dar expediție. e cerere pentru așa ceva? Nu știu Totdeauna a ce spune fost asta. cerere pentru meseriași. Nu se mai face la școală, pentru că noi toți dorim să avem facultăți. Suntem buni, nu suntem buni, dar avem facultăți. Părinții ne obligă să facem școală. De ce să nu ajung să am... Mai țineți minte, poate nu, că sunteți mai tânără decât mine, cu mult, și la Cugir se câștiga fantastic de bine. Era fabrica de arme unde se câștiga grozav. Erau meseriași și cei mai buni ai județului. Dar veneau din Turda, dar veneau din Orăștie, deci veneau din județe limitrofe. Meseriași adevărați. Totdeauna cineva are nevoie de meseriași de bună calitate. Dacă nu reîncepem tradiția cu școlile profesionale, nu o să mai avem maestri instructori, culmea că nu o să avem niciunde să-și facă practică productivă, cum s-o fi numit acum, dacă... E din nou o problemă Dar astea de sunt marginea care chestiunile, putem chestiunile discuta care până în amândoi. final sunt mult mai adânci și, într-adevăr, chestiune care pe mine mă supără. Nu cetatea. Cetatea mea nu mă poate supăra. Eu cunosc cetatea de copil, am bătut-o pe jos, veneam cu pantaloni uzi până în genunchi, intram în Și mâini recunoașteți faptul că sunteți și mândru de cum arată acum, totdeauna nu? am fost mândru. Și eu să vă mai spun o chestiune, nu știu câtă lume o știe. Când armata a plecat din cetate, n-a spus nici pâs. Pur și simplu au plecat. Eram într-o zi cu șeful poliției locale de acum, în mașină, sau m-a sunat, zice, hai că am prins niște concetățeni mai bruneți, care aveau niște grilaje de metal în căruță. Am dus acolo și erau grilaje vechi. Nu era cornier și fier beton sudat acolo. De unde le-ai, mă? Păi din șansă, erau aruncate acolo. Și atunci am intrat cu vodă să vorbim cu ăla, cu pușca, cu băiatul la care păzește. Ăla nu era. Poarta deschisă. Timp în care alții demolau din greu Aoleu, da. la grilaje. Le-am recuperat, am sunat atunci la primărie și a fost poate vorba care mi-a plecat din gură. Am spus, da, Mircea, avem un oraș în orașul nostru. Că erau zone pe care nici eu de copil nu le-am putut face, erau zone în care ne băteau, ne urecheau și străjerii, soldații, ne lăsau să jucăm fotbal sus, pe băști, acolo era altceva. Erau zone care nu ne lăsau. Asta era o astfel de zonă. Nu vă spun cum arăta, mai ales era o zonă în care au ținut camioane ani de zile, butoaie cu ulei, cu motorină, cu tot felul de chimicale pe jos, o mizerie și o porcărie de nedescris. Ceea ce este acum este într-adevăr altceva. Și de asta spun, pentru mine, orașul reprezintă mult mai mult decât pentru cineva care poate este de 20, de 30 de ani. Eu sunt de 50 de ani. Și tocmai de asta, eu zic să lăsăm așa cât se poate deoparte și supărările, și prieteniile care s-au rupt, și coloratura politică, și să milităm și să luptăm pentru acest oraș, pentru că eu Obligatoriu. sunt convinsă că și dumneavoastră încercați să faceți asta și degeaba venim cu critici, mai bine e să venim cu soluții, de astea avem Știți cum? nevoie. Nu, eu aici spun că trebuie până în final să fim, trebuie să fim corecți cu noi. Și anume, dacă cuiva nu îi spui că a greșit, Nici nu va vedea, cu nici nu va vedea siguranță, că a nici va da greșit. seama. Nu poți să nu îi spui cuiva, măi frate, Alba Iulia plătește gunoi scump pentru că voi ați
fredonat o chestiune pe bani europeni și n-ați fost în stare, nu înseamnă că i-am cerut să-i tăie capul. Nu înseamnă că i-am cerut să-l bage la ognă 100 de ani. Nu. Sunt lucruri care trebuie spuse. Asta este rolul opoziției. Eu, în Alba Iulia, sunt parlamentară de opoziție. Și este firesc să spun lucrurile care pot fi corectate, să pun presiune pe aleșii locali, ca lucrurile să se îndrepte. Deci am interesul că albele să arate astăzi mai bine decât ieri, mâine mai bine decât astăzi. Mă bucur și asta, așa și da, asta, asta nu cred că cineva s-a putut gândi vreodată că eu aș putea să am ceva cu orașul meu, împotriva orașului meu. Din contră. Sunt aici. Dacă aveam ceva împotriva albei și a României, eram acum la Bruxelles, la Bruxelles. Vorbit despre Bruxelles. Bine, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Colegul meu face semne disperat de vreo 5 minute pentru că am depășit timpul de emisie. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă doresc vacanță plăcută în continuare cât a mai rămas din ea. Și spor în activitate din toamnă. Va începe așa în forță toamna cu, iată, cu o campanie, cu multe, multe se anunță. Dar asta e viața noastră, facem politică, administrație, este firesc să se întâmple așa. Deja intră în deja vu, le știm, trecem peste ele, încercăm să o facem corect, bine și până în final să câștige cetățeanul, să câștige, hai să zicem, Alba Iulia și cetățeanul. Să ne fie tuturor mai bine, exact. Despre asta este vorba. Vă mulțumesc mult pentru prezență încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră, noi ne întâlnim luni de la ora 18. Numai bine, la revedere! Sunt Andreea Bogdan, vă spun bun găsit din cealaltă capitală.